Tăiem așa să vedeți cum arată. Ia uitați. Vedeți? Ia uitați. Cum arată în interior, tăiată. Așa este un deliciu. Și am decorat cu frișcă și cu puțină ciocolată rasă. Bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Ia uitați. Prăjitură făcută cu foile cu miere de albine și cu ganaș de ciocolată. Decorate cu frișcă. Și pentru prăjitura noastră o să avem nevoie de un ou, de 100 de grame de miere de albine. Puteți pune și zahăr, dar eu astăzi fac doar cu miere. 20 de grame de unt, o linguriță rasă de bicarbonat de sodiu, 170 de grame de făină integrală, puteți folosi și făina albă dacă doriți. Și o să mai avem nevoie de un cap de sare. Și am să-l iau de aici din borcan. Pentru crema noastră, pentru umplutură, aici am 100 de frișcă, 100 de brânză ricotta și 50 de miere de albine. Deci smântână pentru frișcă avem aici. Deci neîndulcită îndulcim cu miere. Și o să punem cât este necesar să fie dulce, deci gustăm. Eu am făcut mai devreme, am să vă arăt, eu am pus decât 50 pentru că noi mâncăm mai puțin dulce. Așa, și am să dau deoparte și să începem. Bine ați venit! Astăzi facem o prăjitură cu miere de albine, și în blat și în cremă. Așa. Și aici mi-am pus o oliță cu apă și pe baie de abur o să punem untul. Să se topească împreună cu praful de sare, cu miere de albine. Sau cu zahăr și topim, deci amestecăm până când se topește zahărul sau mierea. Eu am miere de albine, dar puteți face și cu zahăr. Este o prăjitură cu miere, este foarte bună. Așa. Și eu astăzi fac cu făină integrală. Așa, să luăm de aici tot. Și acum o să amestecăm totul cu untel. Și o să punem și oul peste. Și amestecăm așa bine. În momentul când s-a topit zahărul sau mierea, deci nu se mai simt și s-a încălzit bine, bine, adăugăm bicarbonatul de sodiu. Așa. Mierea noastră s-a topit, s-a încălzit, nu trebuie să se încălzească mai mult de 50 de grade, altfel facem un scrob. Așa. Și dacă faceți cu zahăr, deci să fie zahărul topit. Și amestecăm untul. Aici am pus untul, praful de sare, oul și miere de albine. Așa, amestecăm bine, bine, bine. Acum voi da deoparte apa. Și vom adăuga praful de copt. Și amestecăm să se răcească puțin, puțin.
Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi facem o prăjitură cu miere. Ia uitați, așa o să iasă, o prăjitură. Și să o decorăm cu trandafirii făcuți ieri de ciocolată. Vedeți? Prăjiturica și trandafirașii. Așa. Eu am făcut mai devreme ca să fim înainte cu pașii, pentru că avem nevoie de timpul de răcire al aluatului. Și eu am făcut mai devreme ca să pot să punem la cuptor. Deci o să facem foițe subțiri, am să le tai cu așa un cerc în inel și 2-3 minute la cuptor. Așa. Deci începe să se răcească puțin și acum adăugăm toată făina. Deci în afară de 170 de grame de făină, o să mai avem încă nevoie de 30-50 de grame când întindem. Așa, și am să pun toată făina, eu am făină integrală, deci 170 de grame. Și o punem așa pe toată și amestecăm. Am să scot telul și am să amestec o palețică. Apoi lăsăm aluatul să se odihnească 2-3 ore și după aceea îl putem lucra. Ia uitați-l. Nu trebuie lucrat prea mult. Deci aceasta este consistența, vedeți? Și eu l-am făcut mai devreme ca să putem lucra acum. Ia uitați. L-am pus în folie. Deci îl acoperiți și îl puneți la rece sau într-un loc răcoros să se odihnească, vedeți? Așa. Și îl dăm deoparte și avem aluatul nostru făcut mai devreme, gata, odihnit. Să vi-l arăt cum arată. Ia uitați-l. Așa. Vedeți? Așa trebuie să arate. Și îl punem aici pe masa noastră de lucru. Dăm deoparte să se răcească și să se odihnească. Voi pune foile într-o tavă și le vom coace la 180 de grade. Așa, și întindem. Într-un vas mi-am pus pentru umplutură, pentru cremă, 250 de frișcă pentru, de smântână pentru frișcă, cu 250 de ciocolată amăruie. Deci am încălzit frișca până la punctul de fierbere. O smântână până la punctul de fierbere și apoi am adăugat ciocolată. Și așteptăm să se topească. Așa, o avem aici. Și imediat o amestecăm. Între timp întindem și dăm la cuptor foile. Așa, și o să punem făinuță peste tot. Sunt foi cu făină integrală și cu miere, deci cum am făcut zilele trecute. Și acum o să le umplem cu ciocolată și cu smântână pentru frișcă. Așa. Deci
încet, încet, că se lipește. Așa. Le punem puțină făină și pe parte și pe cealaltă. Așa. Sau întindeți pe o foaie de hârtie de copt. Așa și întindem așa de... O să avem nevoie de 5-6 făițe. Să facem o prăjitură cu foi. Tot la fel am să tai cu acest fund. Așa. Așa să vedem dimensiunea după cealaltă. Să o punem și să tăim. Așa. Și acum le punem la cuptor 2 minute. Între timp noi întindem alte două foi. Și punem în tavă și dăm la cuptor imediat. Ia uitați, două foi. Așa, 2-3 minute, nu mai mult. Ia uitați-le. Și am să le pun aici deoparte. Vedeți cât sunt, cum sunt? Sunt moi, moi, moi. Și am să le scot aici pe un prosopel. Acum o să le punem pe celelalte două. Și le dăm la cuptor. Eu îi dau această dimensiune. Așa. Ia să vedem lungimea, cam cât aceasta, care este coaptă. Vedeți cum arată cele fapte? Așa. Și mai avem încă una și gata, atât ne-au ieșit. Deci 5. Amestecăm aici în crema noastră. De smântână cu ciocolată. Smântână pentru frișcă cu ciocolată. Dacă e nevoie, o mai punem puțin să se încălzească, ca să se topească. Și amestecăm așa bine să se topească ciocolata. Și dacă puneți crema și mai călduță, atunci să vedeți cum se înmoaie mai repede aceste foi. Așa. Vedeți cum se îngroașă? Ia uitați. Cum s-a făcut. Așa. Și am să o las așa. Nu-i mai fac nimic. Ia uitați ce lucioasă este, vedeți? Așa. Și o lăsăm așa. O putem lăsa să se răcească și apoi o batem bine, bine și o să iasă un gărnaș de cel bătut, deschis la culoare. Dar eu am să-l las așa. Așa, și acum e să vedem aceste foițe cum sunt. Să le dau aceeași dimensiune la toate. Așa. Ia să vedem dacă sunt la fel. Așa. Și am să-mi întind foaia mea de... Să vă arăt cum o pun eu în foaie.
Le puteți lăsa să se răcească și crema și foile. Eu acum le fac așa, că noi le mâncăm în seara asta, mâncăm prăjitura. Așa, am așezat prima foaie și acum o să împart crema peste tot și am să pun așa câte puțin. Am să las și pentru deasupra și lăsăm așa ciocolata cu o întindem frumos. Și punem așa peste tot, să nu se vede. Așa. Acum voi pune a doua foaie peste. Mă uit la cuptor. Cred că este gata. Între timp mai pun puțină cremă aici. Așa și o întindem. Toate rețetele le găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase. Și pe pagina de Facebook, Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase. Acolo găsiți toate rețetele mele, dulci, sărate și nu numai. Și acum punem, acolo găsiți toate rețetele mele, dulci, sărate și nu numai. Și acum punem ultima. Și o lăsăm până mâine dimineața. Și mâine dimineața o tăiem. Așa și rupem. Și aceasta este prăjiturica noastră la minut. Ia uitați, vedeți? Și o lăsăm aici să absorbă aceste foi, această delicioasă cremă de ciocolată. O să tăiem marginile. Eu am dat cuțitul puțin prin apă caldă și să vedem ce iese. Și tăiem. Și o să dăm prin apă caldă. Și acum să împărțim așa în trei. Ia să vedem. Așa. Și vom pune jumătate și trei. Așa. Deci înainte de a mânca prăjitura se lasă să se încălzească puțin, se lasă la temperatura camerei o jumătate de oră. Așa, ia uitați. Vedeți cum arată? Așa și tăiem și ultima bucățică. Deci noi dacă o ținem la frigider, această prăjitură de ciocolată se întărește. Și înainte de a o servi, o scoatem și o lăsăm o jumătate de oră la temperatura camerei. Aici ciocolata am încălzit-o, am să o încălzesc puțin. Deci ciocolata ea se întărește la frigider, da? Când o scoatem, ia uitați, așa, și acum vom separa prăjitura noastră, să punem deasupra și o să dăm așa. Așa, și acum vom pune câte puțină ciocolată peste, așa. Așa. Și acum
cu frișcă. Și ne-a ajuns pentru tot. Scoasă de la frigider, se taie mai bine că ciocolata se întărește. Deci înainte de a servi această prăjitură, o lăsați circa o jumătate de oră și se înmoaie. Să tăiem așa, să vedeți cum arată. Ia uitați, vedeți? Ia uitați cum arată în interior, tăiată. Așa, este un deliciu. Și am decorat cu frișcă și cu puțină ciocolată rasă pe deasupra. Vă pup, o zi frumoasă, la revedere și multă, multă sănătate vă doresc. Pupici!